Bine v-am regăsit la un nou vlog astăzi, după cum vedeți. Avem aici o bestie, efectiv, Renault Clio Coupe. Deci când o văd, mi se încrețește pielea. Uitați-vă aici, o bestie adevărată. O vom tuna puțin. O vom tuna, să nu fim chiar ultimii. Caroserie. 277 de cai, mai bine. O tună, cred că maxim. Dacă prindem 300 cu ea. Oh, mișto. Am tunat-o la maxim, 283 de cai. E ok. La jante. Parcă mai multe am niște jante. Bă, așa e frumos. Ne mai gândim la de mult. Asta-i frumos. Asta-i frumos și pe astea. Astea-s gratis. Le-am băgat pe astea. A, toate-s gratis. Deocamdată le pune pe astea, îmi dă la sport ce avem aici. Nu prea merge. Nu prea merg. Ne lăsăm deocamdată pe astea. Da, aici o lăsăm cât mai jos. În rotile. Alfabet. Ua, ce frumoasă e așa albă. Așa o lăsăm. De partea albă, galbenă. Galbenă o lăsăm. Sau poate îmi pune aici un număr. Nici nu știu. Number. Numărul 50. Asta e. Punem aici un 5. Să fie numărul 5. Ce număr se pune? Numărul 5. Punem aici. Unde e? Mai vină cu asta vă și. Aici vom pune unul foarte mic. Ia să vedem. Am pus aici 5. Nu cred că l-am pus bine. Hai că nu mai punem aici. M-a salvat. Ei, ce urât e. Pentru că e frumos așa. E frumoasă. Frumoasă parcă așa. Frumoasă de mor. Scrieți în comentarii ce culoare să facem. Aole, deci toate sunt frumoase. Toate sunt frumoase. Prima. Nu, prima nu prea iese. Neagră, e frumoasă neagră. Zic, da? Pe modelul ăsta parcă nu e foarte frumoasă. Albastră. Albastru rămâne, gata. Albastru. Îi facem și o poză. Atât de frumoasă. Cel puțin îmi place foarte. E, cred că asta e mașina care mereu mă uit la ea. O vom cumpăra și pe asta. Cu un focus ales. Dar mai întâi ne dăm cu noua bestie achiziționată. Da, și aici un GTR.
Nissan Silvia sau Clio RS? Dar are puțină vână. Trage puțin. Îmi place, trage. Acum terminăm cursa. Are o grafică demențială. Umblăm noi aici puțin setări. Oh, adică nu prea ne. Acum doar noi vom frâna. Au. Trage dreapta. Frumos e circuitul ăsta. Cel puțin priveliștea. Îmi place. Au, nu mai îmi place. Nu prea bună camera. Wow, ce mișto interiorul. First person. Uite Silvia-ul. L-am ajuns, tată. Merge full speed. Cam la limită, de ce se împinge? Mulțumesc. Dacă nu era acolo, eu duceam direct în pășuni. Chiar dacă am bătit-o rău. Au. Și de asta nu este bine să-i dai blană. Dar totuși am câștigat. Cu multe avem. Aleu, cum arată botul. Da, bănuiesc că m-a scos, că am făcut o poză. Ba nu, nu m-a scos încă la fine, este bine. Voi leu, deci nu că e frumoasă mașina asta. Cred că o pun la numărul ferată. N-ai ce. Hai de engine. Locul 1. Sebi, pana. O, ce frumos circuitul ăsta. Ne băgăm pe aici, prin I-20-ul ăsta. Dacă aș fi în viața reală pilot, până acum cred că m-ar da toți afară, la cât aș buși mașinile. Dar nici n-ai cum să le depășești aici. Adică ar fi automat să te bușești. Hai, ok, ok, până acum. Thank you.
că pare mereu că bușez mașina, dar nu mi-o bușez mereu, doar o ating așa puțin. Mi-ar fura oglina dacă aș buși eu non-stop. Neapărat buși eu, atins-o așa. S-o ating. Uite, acum era cât pe ce? M-am atins-o puțin cu bara, vedeți după. Și acum, dacă cred că ar trebui să stau în oglinda, văd că mai e. Mă, chiar am mușit. Nu știu când să pun frână, adică eu îi dau, cum vedeți, îi dau și simt că merge. Dar aici eu trebuia să pun frână din timp și mă duc direct în parapete. Parapet sau parapete? N-am idee. O mașină demențială. Foarte bușită. Am făcut backflip. Ăsta a fost și game vlogul. Sper că v-a plăcut. Ba nu, hai mai facem cu unul. Dacă tot l-a dat bine. Am dat restart la cursă. Corect? La DNF. Nu știu exact ce am făcut. Oh, da, am făcut ceva. Da, am făcut bine. Hyundai. Hyundai. Ai, trebuie să cumpăr o Hyundai. Pe care să o cumpăr? Uite, după, asta este cu Hyundai, i20 lela. Adică cu asta. Stai, cum am deja? Cumpărat-o? A, da, o cumpăreasem, ce prostănac sunt. Și nu știu, acum aș vrea să mai cumpăr și Megane-ul ăsta RS. Ford-ul ăsta. Ford-ul n-am bani să-l cumpăr încă. Facem o cursă cu Megane, bă, cu Clio-ul, că e senzal. Start! Să merge cât mai clean. Acum câteva secunde ce am zis? Să merge cât mai clean. Ce am făcut? În parapet. Da, deși ăsta a fost vlogul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!